Acum, în Partidul Comuniștilor au rămas, am în vedere, la toate nivelurile, și la nivelul organizațiilor primare de partid, la nivelul Comitetului Central, la nivelul conducerii partidului, la nivelul fracțiunii parlamentare, așa văd eu, acele persoane care gata, care deja vorba au trecut, știți, în rusă, agoni și vodă, da? Care deja au simțit toate felurile de presiuni sau șantaj sau încercări de cumpărare cu bani sau niște modalități de a fi propuse careva funcții importante la diferite niveluri. Gata, au rămas cei care nu sunt cumpărați, oamenii cinstiți, da? Și oamenii devotați. Și asta reprezintă un pericol în orice țară, vedeți? Că tu știi că oamenii nu sunt combătuți, nu poți să faci ceva cu aceste oameni. Și ce se face? Se face, haideți noi să răspândim un mit că partidul și conducerea Partidului Comuniștilor are careva acolo chestiuni cu Partidul Democrat, astfel încât acești oameni cinstiți și devotați, ei între ei să nu creadă unul în celălalt și să nu creadă conducerii, să aibă dubii în conducerea Partidului Comuniștilor. Asta este metoda a lui Plahotniuc și a Partidului Democrat de a încerca de a nimici Partidul Comuniștilor.